O, da! O, da! Luna asta a început în forță. Luna asta a început în forță, brodărașilor. Reacționăm la Elias, pachete de bani, featuring, și asta este partea importantă, Abi. Bun, deja este numărul 7 în trending, a postat-o de 23 de ore, 145 de mii de vizualizări, decent, decent, nu extraordinar, dar decent. Și noi o să reacționăm la melodia asta. Am văzut oricum pe Instagram-ul lui Elias că sună destul de șmechere, cu pachete, pachete de bani. Asta contează cel mai mult într-o melodie de trap. Beat-ul, dacă ai niște cuvinte repetitive care sună bine. Și sună bine, sună excepțional. Înainte să începem, o să vă rog să lăsați un like la video ăsta ca să pot să continui treaba pe YouTube, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Să lăsați un subscribe dacă nu v-ați abonat până acum și să lăsați în comentarii cu cine ar trebui să mai scoată Abi piesă. Dacă a scos deja cu Dorian și cu Elias, cine urmează? Florin Salam? Cine știe? Poate că da. Și acum avem și mărci cu Oculta. Avem cu diferite design-uri, cu Puffy TV, cu supradoză de zacuscă, cu viața mondenă, cu brodăraș adevărat, de toate avem. Link-ul este în descriere pentru mărci. Bun, fără alte detalii, acum. Bun. Full screen. Îl facem HD. E HD? Sunteți gata, brodărașilor? Hai să vedem. Bun, deja văd o macara. Nu știu exact ce se întâmplă. Numele acolo lui Elias vine plasat. Hai să vedem. Pachete de bani, TXC, super mișto mașina, super mișto lanțul, cred că cel puțin 5 lei. Mamă, cât are acolo? Haideți puțin. Îmi place mult, sincer. Deja îmi place mult. Dar vreau să vedem, să ne gândim cam câți bani avea acolo, în mânuță. Hai să dăm puțin în spate. Aici. Stai. Aici, ok. Preconizez. Cred că 2000 de euro. Sau 1000. Cred că 1000 sau 2000 de euro. Ceea ce e un flex oricum. Da, sunt. Na. Nu pot să-l înțeleg. Pot să-l înțeleg la partea cu grească și eu sunt grăsuț. Numai că fetele cu mine nu vor ce vor cu el. Din păcate. Iau banii pachet, dacă nu spal nu mă plec, dacă nu spal nu vorbesc, nu am timp să-l irosesc, că am bani, prea mulți bani, prea mulți bani, prea mulți bani. Opa! Yeah! Mișcarea lui. Poate cineva să numere de câte ori arăta cu degetul din mijloc, Abi? Sunt foarte curios. Sau să fac așa o medie pe toate videourile, music videourile lui, să facem așa o medie, un ansamblu, să vedem cam pe video cam câte degete scoate. Așa. Și dacă într-un video scoate mai multe, înseamnă că e clar mai, mă doare undeva, mă sunt mai șmeche, că mă interesează. Dacă nu scoate atât de mult degetul din mijloc, înseamnă că e așa mai nostalgic, mai retras, știi, că totodată, dar tot trebuie să arate într-un final. Am 10 talente full, zici că sunt pe 10 full, la like-uri pe Insta, vezi că nimeni nu mă întrece full. Eu nu sunt vedetă, eu sunt superstar. Normal. Și să moară mama dacă am vreun adversar. Discutabil. Am mai arătat o dată de bitul din loc. Și acum ne flexăm cu mașinile și cu pachetul de bani.
A, mai e? Mai sunt 20 de secunde, ok. De ce se filmează? De ce sunt... Ce... Spune-mi că e un pachet mare de bani sus pe Macara. Stai, ce? Deci, tu îți dai seama cât de epic ar fi fost dacă filma așa Macaraua și sus de tot la final să fie așa un pachet mare de bani, tu eram impresionat. Cred că, sincer, era cel mai blană video de pe YouTube românesc pe care îl vedeam vreodată. Sincer. Îmi pare rău că am asumat asta, dar asta e. Îmi place foarte mult beat-ul. Îmi plac... Nu pot zic că vers... Gen... Sunt, e un pic repetitiv, dar sună bine, știi? Îmi place mult că sună, sună bine. Flex cu mașini, cu abii, cu flerul lui, cu... Am observat că îi place foarte mult rozul. Și acum și-a făcut și mare tatuaj aici cu Baby. Să vedem cum o să arate următorul lui clip. Cum o să... Cum o să profite de, de chestia asta. Cum o să-și pună în evidență cuvântul Baby acolo. Bravo, Elias. Bravo, Abi. Mi-a plăcut foarte mult. Stați să vă dau un like. Bam! Direct. Bam! Și subscribe. Asta a fost cu video pe ziua de astăzi, brădărașilor. Vă pup dulce și până data viitoare vă urez un salve cât mai sănătos și fericit și bombastic.